Intrare. Ok, Cristina, lucrăm în această sesiune la curățarea casei Mariei și a lui Valentin. Da. Încep inducția. 7. Simți cum corpul tău se relaxează din ce în ce mai mult. 6. Și simți cum picioarele tale se îngreunează și cum această greutate urcă până la genunchi, de coapse, până la bazi. 5. Spatele tău se îngreunează. 4. Abdomenul este greu. Pieptul este greu. 3. Mâinile sunt grele. 2. Capul greu. 1. Din acest moment, Cristina, vei auzi din afara ta doar vocea mea. Acum voi număra de la 1 la 3, iar tu cauți și te conectezi telepatic cu partea subliminală a Anei. 1, 2, 3. Da. Și a pus așa ca niște volane în spate și saltă în sus și în jos. Da. E formată din straturi. Da. Spun să cheme partea subliminală a mamei. Mm-hmm. Da, bine, că e însoțită. Da, deja. A cam luat-o de moți. Da. Da. Așa, și-a pus-o aici. Și-a frate. Dar nu pe ea. Mm-hmm. Pe cine, da, cine... Un soțea. Pe frate, când mi-ai făcut inducția, l-am văzut ascunzând două sticle cu tărie sub scaunul din dreapta, de la mașină, din față. Da, în fizic era asta, da? Da, le-a băgat acolo de desubt, știi? Și, cum să spun, deci l-am văzut venind întâi și parcă avea un văl așa negru, știi, în urma, deasupra. Da. Cum spodobite mașinile de două, anules da. Și de creez, știi? Ca să dau un exemplu. Vezi tu că aceeași chestie am văzut la început pe băiat, în sesiunea cealaltă. Uh-huh. Aceleași material, deci a fost de curând, cred că, o izbire, un conflict. Uh-huh. Deci entitatea aceea care mai stă pe la frate, știi? Deci a făcut să se contrazică privirile la ceva. A venit și partea subliminală a fratelui? Da. Da? Așa spune. Așa zice, două? Dacă am atins-o și am întrebat-o dacă vrei ca să lucrăm, să curățăm casa voastră. Da. Așa zice, două. Așa. Adică cum? Mama. Da, așa. Da. Și spune, dar ce nu-i curat, spune. Da. Și zic, ba da, e curat din punct de vedere fizic, dar există curățenii și curățenii. Da. Și Ana i-a dat un cot, știi? Și că da. Da. Îi ordonează, da. Da. Ok. Și că da... Si. Și că da, tu nu ești acolo, ce faci aici? Aha, îi zice mama.
Da, și zic, păi și noi suntem peste tot. Și zice, cum așa? Păi zic, ia uite mai bine. Dezmeticește și lasă mintea deoparte. Da. În sfârșit, da. Acum și-a dat seama că este parte sub, ca parte subliminală aici, toată lumea. Da. Și își amintește și ca parte subliminală, mama vorbesc, că a mai trecut printr-un proces de curățare energetică. Da. Și a conștientizat în acea curățare, da? Da, spune că una e aici, una e acolo. Păi asta a permis Ea. iar Sfinții să pună stăpânire, să încalece partea subliminală. Spune că nu este ceva așa de rău, că doar nu este drag. Ca la asta, știi, și arată cu barba spre fiu. Zic, da, ăsta l-are pe din afară. Îl târie după el, are conexiuni, dar e în afara sferilor, nu e înăuntru. Pe Da. când la tine, zic, tu îl ții și îl clocești, cum clocește, cum clocești găinile tale, ouă, pene. Ce zici? Ce-o fi, o fi. Cam Așa ce-o. zice? Ceva de genul, da. Așa. Ia să vedem cine ce ține în sfera energetică. Să-i spună să iasă afară și să ne uităm, să vorbim. Nu vrea să iasă afară Tihania. Nu Ea că. a tras-o Ana afară, cum a venit. Și a zis, pune-l în clopot de lumină. Și zice, de ce? Zice, pentru că se dezintegrează când auzi la poști, știi? Da. Așa. Să-l întrebe ăsta, adică știe partea subliminală cine este ăsta? Asta, entitatea asta? Nu. Nu știe. Și cum permite așa? Vine unul, ți intră în curte, nu-l cunoști, nu nimic, ți intră în sfera energetică și îl lași acolo să stea. Ce că se mai întâmplă. A, da? Păi se întâmplă, dar uite, dacă nu ești atent și asta se întâmplă. Și după ce se întâmplă, stai și te gândești ca parte fizică că se întâmplă lucruri care nu-ți plac și te întrebi de ce se întâmplă. Spune că acum ce se întâmplă acolo? Nu mai aștept, salvează. Dihanea aia, altă, aruncă cu zgură. Da, că și mie mi-a venit să tușesc. Păi să-l pună și partea subliminală a lui Valentin, să pună și să-l pună pe la în clopă de lumină, da? Să nu mai facă praf pe acolo. Vai, Eleonora, am întrebat partea subliminală a fratelui, dacă știe cine e ăla de umbra, cea de urmărește, și mi-a zis că e COVID-ul. Da? Da. Zi să-l pună repede în clopă de lumină să-l izoleze, da? Că uite ce face. Deja tușim. Nu de la... Tușim de la praful ăla. Îi place cu ce aruncă ăsta? Să-l doresc, nu. Atunci să-l înfășoare. Zice că n-a știut că face așa. Și zic de unde și spune că, în fine, stătea undeva și bea o bere și era televizorul deschis și toți vorbeau așa de asta. Spune într-o casă de lemn, dar cred că este un fel de bar, însă. Da. Care e făcut cu Da, lemn, știi? pe unde se mai duce pe acolo. Da. Și zice, toți de asta vorbeau. Și atunci s-a Și zice, prezentat ăsta. da, și spune că a intrat așa, ca pe la ceafă ceva, dar a intrat și spune, dar cred că s-a fript și a ieșit, dar trimite ceva așa, spune, ca și cum
ca o fustă și stă peste mine, spune. Câteodată, dar vrea să mă înfășoare, dar nu poate, nu reușește. Și eu vreau să mergem la momentul când el se uita la televizor cu ceilalți și vreau să vedem scena din afară ce se întâmplă, da? Deci este ca și cum se deschide o crăpătură acolo în acel video, în acea imagine, înțelegi? O crăpătură ca într-un abis, așa, și de acolo ies niște zdrențe negre, înțelegi? E acolo unde există frică pe oameni, știi, frica asta de chestia asta. Deci acolo se lipește, se înfinge, cum spunea el, dar la el n-a intrat în sferă, la ceilalți intră înăuntru lor. Prin dreptul plămânilor pe acolo. Unde ar fi plămâni intră și se răspândește, cum să spun, ca un antrax anules, știi, în corp, așa, în plexul solar. Parcă îmbolnăvește tot, înțelegi? Amoșină și caută, deci este cum mai zgura asta care o arunca, știi, și deci se fixează în niște puncte pe unde din vari motive s-au creat frici, da? Și zic părții subliminale, acum intri în scenă, dar nu intri în corp și în sfera corpului a proiecției tale, ci intri în scenă în afara sferei și iei cu mâinile tot acel fum, acel Nor aer, trofi. da? Și îl scoți în afară și îl trântești de pământ, da? Și zic, îl izolezi, îl pui într-un cub de gheață și ordon ființei care îl face, îl produce să vină în fața ta. Ce se întâmplă? Eleonora este ca un. Este un bărbat uman. Cu ochelari, dar și cu capuchel, așa, știi, cu păr, așa, prin părți un pic. Foarte bine îmbrăcat, așa. Are ochelari rotunzi. Spune că se numește Ștefănescu. Ștefănescu se numește? Da. Ia uzi. Marius Ștefănescu. Aș. Deci apare Și te. Marius Ștefănescu. Da. Spune că ce are în fundal ființe cu el. Și deci acele ființe îl controlează complet. E o parte Spune. subliminală, o Da, bucată, o este, parte de parte subliminală, da? da, are acolo de toate și chip are și de toate are. Și zice că ce treabă avem noi cu el, de ce l-am deranjat? Păi partea subliminală are treabă, fiindcă Stai așa când ne-a întrebat dacă suntem paranormalii lui Becali. cum mai crezi? A zis Așa. că iar ați venit, a zis, și nu, că n-am mai fost niciodată. Și zice, cine sunteți paranormalii lui Becali? Da, de ce? Ce a treaba? A avut războaie cu paranormalii lui Becali? Spune că au vrut să-i smulgă informații, dar el nu dă. Face așa, știi, și închide pieptul aici. Nu, zic, nu suntem și închidem toate portale cu paranormalii. Zic, poate că tu ai spus asta ca să-i aduci încoace și ești în legătură cu el de fapt, știi? Ce zici? I-a intrat prin fața lui, a intrat un reptilian. I-a zis că să-i spunem ce căutăm aici. Știi Din și ei. entitățile alea din spate a venit ăsta? Da, îi arăt funia aceea de fum a părții subliminale și zic pentru asta. Zic, de ce infestați lumea? Zic, înainte de a veni în fizic, virusul trimiteți virus informațional. Zic, tu ești partea subliminală, zic, de ce permis la Reptilele Tihanea astea. să vină prin tine, spune că nu-i treaba ta. Zic, atâta timp cât tu ești lumina din lumină ca și mine, este treaba mea.
Nu este treaba mea dacă vrei să stai cu ele sau nu și te pup cu ele sau nu. Treaba mea este să cer la entitățile astea cu care stai să vezi cam cât timp o să stai cu ele și ce o să ajungi. Zic, eu atât am avut de spus. Dacă vrei să-ți dau informații, îți dau. Spune nu. Eu sunt cel care dau informații. Zic, da, am văzut de foarte Nici înaltă. măcar două cuvinte n-a putut, că a și venit reptila, da? Să Da. vorbească. Păi tot reptile așa acum, dar s-a Da. ridicat, știi, ca și cum e de aici, știi, de la mijlocul ochilor în sus. Nu mai este, știi, era prin gât pe aici, Da. băgat. Și zic, uite, partea asta subliminală are să vă dea un cadou. Da. Ăla se linge pe buze și nu numai el, au plescăituri în spate. Da. Știi? Adică le-ar lăsa gura apa. Zic, vă place energia curată, nu? Și zic, uite că de la asta nu popască. Partea asta subliminală, zic, e Oricum nu le-a unificată, e la... permis. Ei, oricum nu v-a primit. S-a înfricoșat și el ca toată lumea. Că Da. astea scâmpurile morfice, da? Zic, dar uite, acum se descalță și el și mama lui și se scutură de toată zgura voastră, da? Așa, și zic, uite, la pachet, da? La cutiuță, înapoi. Așa, și acum zic, uite, partea subliminală vă face niște biscuiți cu cremă de zgură. Și vi-i pune într-o cutie și mâncați. Că așa vrea ea. Și spune, dar noi n-am obligat-o să mănânce nimic. Adică ea a preluat zgura, Da, știi, da, da. prin frici. Da. Și zic, păi dacă tot lor băieți peste tot, la radio, TV, peste tot, un te întorci numai de ăsta, auzi, uite, și așa fricile și face bici din frică. Așa, din frică face bici. Și zic, care mai intră și mai încearcă să-i trimită, spune, mi-arată, știi, o schemă, ca și cum toți ar fi așezați atunci la mese, și o schemă de comunicare între creieri, știi? Gândurile, cum se Da. transmit, știi, de la cutare la Un până în conexie. da. Și zice, vezi, asta e lumea voastră, spune. Și zic, dar n-am spus să separați nimic de nimeni. Și zic, asta e lumea noastră, știi? Și Da. iară conexiunile prin inimile energetice. Conexiunile, cât Da, sunt da. acolo slabi. Și zic, asta e lumea noastră. Aia ce mi-ai arătat tu este lumea voastră. Asta e lumea noastră, de Ce fapt. zici? Zice că am vrea noi să fie așa. Și Au zic, da. scris, da, ai zis tu mai departe. Și eu zic, ați vrea voi să fie așa. Și zic, da, ăla de vorbești prin el nu obosește. Și spune, nu obosește, că noi nu-l lăsăm fără energie. Îi dopăm energie, știi, ca să meargă, spune. Luăm și de la alții. Și zice de la proști, că ai de acolo. Au scris, da, Marius ăsta, Da? Ștefănescu, cum e. Da. Așa, ăsta ce este? E descarnat sau este pur și simplu parte subliminală care este umblă pe acolo? Om. Om în fizic, Om există. în fizic, există în fizic, asta vreau să zic. Da, există în fizic, da. Da. Păi atunci dacă e om, există în fizic, ce a ajuns? Ce s-a ales de el? Canal de transmitere, de manifestare a entităților? Îți spune, știi, stai, dar tu, reptilia, nu vorbește. Da. Stai tu în banca ta și eu stau în banca mea. Păi văd eu că nu Asta prea stă în banca lui. spune că nu am venit noi ca să-i facem ordine. Bun, zic că am venit să retrag absolutor și scrisoare de intenție că partea asta subliminală nu vrea să se... Să mai fie agresată în Pentru niciun că fel. după aia și-a luat băutură și a zis că și așa murim cu toți, știi? Da. Am zis să-și scoată programul imediat, da? Că iar vine la ciucumucul ăla, știi? Și zic, ai uitat ce făcea? Da.
i-au tras, știi, ca niște fire și zic, vrea partea subliminală ca să-l scoateți din listele voastre, da? Da. Că voi când ați observat că s-a prins pelicula de el, l-a și notat, da? L-a spus pe listă Da. acolo, da? Eu zic să fie studiat, înțepat până ajungeți la el, nu? Uite că o scrisoare de intenție, că blochează toate canalele, toate portalele cu voi și vă anihilează toate intențiile. Și pentru el și pentru mamă, că se preia, știi, Da. din câmpuri Da, demorfice da. comune. Amândoi, gata, plecăm de la așa, că Gata. nu avem ce face mai mult cu ei. Mi-a trântit un fel de ușă de sticlă în nas, birou de sticlă. Așa. Este o clădire înaltă, dar este ca și cum ar avea ori un birou mare, îngustă. Și cu gri cu nichel, așa, pe deasupra. Da. Cred că este unde să directorii trustului, știi? Trustului care trust scris? Ce trust? Hai să închidem portalurile și mergem Bine, de aici, da? mergem acasă, da? Mergem la casa Da. Mariei și a lui Valentin. Număr Deci, de la 1 pe la 3 și sunteți acolo. da. 1, 2, 3. Am ajuns? Da, suntem în curte. Așa. Zice că aici a fost un han. Îmi spune partea subliminală a mamei, știi? Da. Mai știu că bine că m-am gândit la asta și na, ne citim Da. intențiile, gândurile unii la ceilalți aici. Că, Un han cândva, da? da, un han cândva și spune că pe partea cealaltă unde are Ana casa, spune au fost un parking. Da. Parking pentru cai și Și trăsuri, căruțe. căruțe, trăsuri. Da. Așa. Și Așa. pe partea asta au fost camerele cu cerdac unde găinile. Aha. Adică erau pentru familie, erau mai mari. Și mai erau niște camere amărâte. Erau cu două etaje, mă. Da. Da? Și spune că spunea porecla Izgo. Izgo. La Itzco, adică. Da, dar spune că era jidan. Aha. Păi ce putea Dar, fi? da. Așa. Și n-auzi că pe nevastă nu o chema, întreba dacă o chema Rașela, știi? Și zice că nu o chema Narșel. Narșel. Tot, da, tot pe acolo. Tot pe acolo, Da. care rădăcina, da? Aceeași cuvânt. Da. Cristina, deci în ce an era barul ăsta? Hanul ăsta? 1203. Exact când ne uităm noi, este 1203. Și ce este Spune relevant? că este relevant, că este necurată treaba aici, spune. Da. Adică, uite, când ne uităm, parcă hanul ăsta s-a făcut peste noapte, înțelegi, Da. într-un loc pustiu, știi? Adică, acum și-a făcut schema, știi cum se săpau săpăturile, și acum și-au adus lemnul, acum și-a fost gata. Și, deci, e zona pe mulți kilometri de jur împrejur, pustie, se vede un orășel. Adică, cred că orașul propriu-zis vechi. Da. Sau un sat mare. Este undeva mai în sus, știi? Și zice-o, parcă s-a făcut peste noapte. Adică, acum suntem undeva în afara hanului și este lumea aici. Și aia comentează. Da. Că de unde a venit ăsta, că nu-l știa nimeni, spune.
Și a făcut și zice, da. afacerea Da, el zice. ca să le ia lor banii. A venit. Zice că a fost a unui turc locul, așa, Gülzum. Da. Și Eşride. Da. Un cuplu erau, da? Mhm. Și zice că vor bătrâni și n-aveau urmași, spune, erau uitați de lume, da? Și spune că gurile marele zic că este venit din Adacale. Ăsta Și evreu, Zidanu. Da, Izgo. da, spune că nu că are nume românesc. Da. Românesc. Da, are un nume amestecat. Da. Da. El cheamă Ilie Culum. A, da? Da, Iliecică. Da, adică și-a schimbat numele, înțelegi tu. Și, în fine, hai că o lungim. Cert este că îi plăcea foarte mult să înșele lumea a bani, înțelegi? Adică n-avea prețuri fixe la camere, știi? Dintr-un ochi are un nas așa foarte, parcă e pitic de ăla din povești, foarte problem, nas așa căzut în gură, așa, știi, ascuțit așa pe moche, știi? Și are o față foarte șireată. Și vorbește cu ție. Zice, e după buzunar și uitătură. Și eu, știi? Stă la recepție. Dar Adică cred că... prețurile le făcea după, se uita așa la om și după cum îi se părea, îi îmbrăca mai bine, mai așa, făcea prețul la cameră, da? Da, arată ca cumva ca un pitic, este un pic gheboș și are mâinile așa, îi depășesc genunchii. Și are și, cum să spun, și degetele subțiri așa și covoiate. Este o ființă ciudată, parcă este de la troll, sau cum se cheamă, mai mult și micuț de statură, ea e frumoasă. Da, soția. Ea e frumoasă, dar pute. E, pe vremurile alea, Cris. Nu, are un alt miros. Da? Da, ca și cum ceva intră în ea și miroase un grei, aha. Da, Da, are grei în spate, da. De asta ăștia pot, nu ea. Da. Scuze, parte subliminală. Așa. Scuze, era și ăla din trecut. Da. Da. Așa, ce e relevant aici, Cris, că ne povestește Relevant este că Maria? au întreținut egregorul de dincolo cu chestia asta, da? Și că la un moment dat, deci, trecătorii sătenii, știi, tot asta. Avea obiceiul să se ducă să cumpere marfă pe credit, știi, de la neguțătorii din orașul propriu-zis de atunci, știi? Și cetate. Da, un fel de cetate. Și cam uita să plătească sau plătea când își aduce aminte. Sau când venea oia să-l strângă nițel. Da, și până la urmă lumea s-ar fi răsculat și i-ar fi scurtat de capete într-o noapte pe amândoi, știi? Și pe soție, adică. Pe amândoi? Da. Nu zicea lumea că el e sterb, că e bătrân. Da. Tare față de ea, știi? Și se mai ofereau să-l înlocuiască în pat. Deci, iar el, știi, deci făcea lumea mișto de el, înțelegi, din cauza fizionomiei, Da. neveste și așa mai departe. Cert este că era bogat putred, zgârcit de nu se mai poate, pentru că avea cămașa cu sute în coate. Așa și lucrurile ponosite pentru asemenea avere, da? Și
Până la urmă, deci, făceau mișto unei de alții. Deci, pe el lua în râs așa, ei lua în râs cu toate, știi? Și le lua și banii, da? Da, și le lua și banii, da. Deci au venit oamenii sau creditorii, s-au răsculat, le-i a scurtat de cap. Da. Ce s-a întâmplat mai departe? Au rămas atașați deloc, Da, compoziți? da. Au rămas atașați într-un hal de bănduiau prin acel han, știi, încât nu s-a lăsat cărămidă de cărămidă. Așa cum a apărut, așa a dispărut. Da. Acum, ce legătură are? Mai sunt compoziții din aceste părți subliminale? Încă? Da, într-o densitate mai sunt. Aha. Păi altfel nu mă puteam conecta să-i văd, nu-i găseam. Da. Înțelegi? Și ce fac ei acum? Ce rol au în, să zicem, în... Singurul lucru care îl pot transmite generației din zilele de azi este să, cum să spun, să nu aibă sfârșit treaba lor. Înțelegi? Adică să, ca la meșterul manuale. Deci transmit De. celor de aici, care sunt acum, adică Maria și Valentin, să nu finalizeze nimic ce Da. își plănuiesc. Să realizeze, dar să nu termine. Ah, să nu termine. Da, adică, cum să spun, ei consideră și acum locul ăsta proprietatea lor. Lor. Pentru că și-au dat sângele acolo, au murit acolo, cum ar veni, da? Da. Și zice, bine că ei aveau legături cu ce am găsit înainte, știi? Da, Făceau parte erau din conectați la egregore. egregorul ăla, da. Spune că peste 200 și ceva de ani aici s-a turnat o mănăstire, spune. O, nu mare, mică, da? Cu 8 chilii și așa, cum să spun, deci lumea șușotea. Vedea umbre negre, se înfiorau când se trecea pe aici, știi? Prin zonă, da. Dar unii vedeau pe ea de se ucideau prin partea cealaltă, știi? Da. Așa și zic, dar locul ăsta a fost tot al tău, Da. adică și casa cealaltă. Și spune, aici exista o poveste. Spune, când am cumpărat locul de la proprietar, zice năsosul. Da. Așa că zice Evreu, adică. da, De la zice turc. că da, zice că mi-a dat partea asta pentru banii respectivi, iar pe cealaltă am dat eu un avans, da? Ce spune ei, apoi au murit și n-aveau moștenitori, dar legal nu eram și pe partea cealaltă Da. ar veni. Și zic, și ce faci? Ai tras o falie geodezică aici? Zic, între curți, ca să nu se unească sufletele astea care trăiesc în timpul din care venim și, practic, zic, ăștia sunt o familie, da? Zic, tu ce faci? Transmiți? Era să spun o vorbă acum, dar merge buful după aia. Știi, e informațional aici. Da. Și zic, și Despar spune, la urma urmei spune, este alegerea lor ca să experimenteze așa. Păi. Spune, cum este și alegerea mea, spune, să-mi păzesc averea, spune. Când pleci dincolo, spune, pleci cu buzunarele goale, da? Și Și acum că păzește averea, i s-au umplut buzunarele de atât timp? nu i s-au umplut buzunarele, dar nici la altul nu poate să-i se umple. Am înțeles. Dar i s-a golit, în schimb, cred, rezervele de energie. Și s-a cam umplut de ce-i Zice, transmite entitățile, așa gândim. el, lasă că să nu îi porți lui de grijă, să-ți porți ție de grijă. Eu sunt desigur că îmi port de grijă. Și zic, la călugări ce le-ai făcut? Face, he, așa a făcut. Da. Și zice, bântuian din cameră în cameră, știi? Și mi-arată, știi, cum știi? Da. Cumva, deci, mănăstirica asta micuță, știi? Deci era cumva semisferică, da? Făcută, știi?
cine au proiectat-o după aici, că și asta ar fi apărut așa ciudat, da? Da. Mai atâtea ciudățenii mă face să Fără cercetez, ca rost. să cercetez toate casele cu ce găsesc pe aici. Da. Da, și zice că vântuiașul, știi? Da. Deci intra de la unul la celălalt prin pereți. Ce le-a produs acelor oameni? Frici. Da. Spune că la un moment dat nimeni nu mai dormea, toți stăteau și se rugau. E bine că Da. s-au conectat trainic, rugându-se atâta. Îi spune că entitatea de care era legat, da, acel demoniac și-ar fi luat partea, știi, de Da. energie, pentru De că la ăia albi. prin bântuiala lui ăsta, dar îi speria pe el și aia se rugau de zor și Da, și dădeau. dădeau, da. Și zic, și până la urmă Dumnezeu ăla anules care stă în ceruri, așa, și la care se rugau cu atâta sârcă, îi văd, știi? Da. Am trecut și după el și am văzut rugându-se. Da. Și băteau și toaca când bântuia asta. Da. Și zicea că a venit aghiuța. Așa. Și zic, și până la urmă curăța locul ăsta. Și că e de... Spune că îl de sus n-are niciun interes să curețe locurile. Și bineînțeles. Interesul lui este să le lese murdare ca să stea sufletele în frici să se roage mai aptir. Păi da. Zic, auzi partea subliminală a lui mama, Da. a lui mama Anei, nu a mea. Zic, A auzi, auzi, Mariei. da, uite, auzi, Mărie, Auzi ce ce spune asta? auzi ce spune băi, ăsta e îndrăcit de a spune așa. Păi stai să întrebe, poate ea să întrebe direct pe Dumnezeu, să-l întrebe. De ce auzi ce spune ăsta? De ce permiți ăstora să sperie oamenii care au locuit pe aici? Dar dacă merg cu partea subliminală a Anei și a Mariei A și lui cu Valentin. și a lui Valentin, într-o scenă în care era mănăstirea și tot se roagă, și ne uităm să vedem ce se Așa. întâmplă, da? Da. Și cu tine, așa ca la televizor, știi cum Da. se uita Valentin la televizor, știi? Mai devreme. Îl mai atingem. Da. Așa, și până la... Da, deci să ne arate jdubeghiță asta cum bântuia. Și spune, da, deci el e fericit că trebuie să ne arate. Înțelegi, e bucuros că ne arată cum Păi bântuia. da! Deci, că uite așa făceam, știi? Păi da, că își Deci, arată doar el prin asta se identifică, da? Prin bravurile da, lui. da. Este într-o noapte de vineri, când ăștia dragii de săracii, pietele suflete, Da. au și postit amarnic, post negru, înțelegi? Da. Nu joi spre vineri. Da. Joi, da, joi, noapte spre vineri, da? Așa, și ei se pregătesc de postit. Nu, am intrat într-o noapte greșită. Ok, număr eu. Așa, da. Număr de la 1 la 3 și intrați în noaptea de vineri, da? Da. 1, 2, 3. Așa. E 23 minute. Da. Da, este o fel de Și ceas. Și vine și vine ăsta. la primul, da, face. Când îl simte, înțelegi? Este entitățile de pe el care îl scoală. Da. Așa. Deci el doarme pe pat întins, înțelegi? Unul de Călugărul, ăsta, zici. da, călugărul doarme pe un băiat tânăr. Da. Nici peri în barbă și în mustață n-are calugă. Da. Băiat tânăr, alb, frumos, și stă dragul de el întins acolo pe pat. O ceva doarme deasupra lui, un fedele. Așa, și Doarme doi și dorm. vedele unul. Nu dorm, propriu zis. Glumesc. Stau în... Păzesc, păzesc. Fii atent, e unul deasupra întins, doi în părți,
Întinși și ei ca corpul omului Păi sunt care și tot. la Așa datorie, da? și Gărzile de doi, corp. da, și doi la ușa, Eleonora. Cinci are. Cinci. Așa. Deci sună alarma, da? Da. Țipă. Da. Deci oftează, sare din somn și strigă, știi? Da. Așa. Unul dintre ei se duce de la toacă. Da. Nu sunt multe, sunt 18 persoane aici. Toată lumea e în picioare. Da. Și chei, și bucătar și tot. Păi erau tot dintre Și ei, da? da, așa. Și starostele lor, cum se mai cheamă, Da. așa. Și deci se duc într-un fel de sală. De fapt, e sală de mese aici, dar sunt mesele mai în spate și își folosește la toate. La învățătură, la, înțelegi, Da, fac da. o, studiază cărțile. Da, alea secrete, da? Da, o carte mare. Se cheamă Numerii. Nu merită. Așa, Cris. Spune că este o bine. Ce? Zice că mă lasă să ne lasă să ne uităm, dar să nu le tăiem conexiunile. A venit o ființă de lumină mare, foarte mare. Nu că mi-e teamă de el, știi, dar oricum, deci n-avea nicio treabă să tăiem legăturile. Da. Adică mi-a zis că încălcăm liberul arbitru. Ce? Da. Asta am făcut, am vorbit. Nu că ne este frică, dar nu este treaba noastră, că Da. sufletele le au karma lor Da, acolo, da. încă. Până iese din ea, le transmite informația, asta e altă treabă. Așa. Deci se pun toți cumva în semicerc, înțelegi, Da. cu șeful în mijloc. Starostele. Deci, da, se deschide. Bineînțeles că fedeleurile zburătăcesc și în spatele lor, înțelegi, și cumva de la cap în sus, altă, așa, altă, dar Rând. de alt rând Sunt și pe ierarhii, să zicem, da, sau da cum? și unul mare sus, care Da. a deschis tavanul. Da. A deschis tavanul și a venit o lumină magnetică, o simt magnetică, pentru că atrage energiile din spatele lor. Da. Nu știi cum curge energia, cum curge apa la robinet când o deschis. Dar nu, deci, Invers, de jos în sus. da, O de jos. trage, adică. Da. Cris. Deci văd din toate organele, prin spate, pe aici, pe cel, deci toată coloana vertebrală, începând de la coccis, e trasă, înțelegi? Iar de aici, de la osul, așa, intră prin cap și prin chakra corona. Deci este trasă energie și din față, cum ar veni. Da. Deci organele lor interne Devitalizate. devin mai întunecate, asta vreau să spun. Și corpurile lor dar li se împinge o altfel de energie pe deasupra, Da. care intră de deasupra înăuntru. Înțelegi? Și le dă senzația, ca o senzație de arsură, zic eu. Ei o percep în fizic de căldură, ca și Da. cum ar fi așa, știi, sunt în conexiune. Și apoi vine ființa asta mare, cu care am vorbit, înțelegi? Deci să apasă cum ar veni pe. S-a deschis ca un con până Da. sus, așa? Să apasă, se propulsează, știi? La primul rând de ființe de Înger, lumină fedele. și apoi se împrăște în bucăți, deci Da. și face un circuit prin ei, știi? Da. Și ei zic că gata, au fost conexiuni. Conectați la Duhul Sfânt, e asta, nu? Exact. Așa. Anulăm, da. Anulăm. Așa. Duhul Sfânt, ce face mai departe? După ce a Apoi, intrat în toți ăștia. Ființa asta. ce să spun, că ăla bântuitorul a plecat deja. Da?
Da, așa că ei zic că ăsta e efectul. A, ăsta e efectul. Deci așa, deci călugării au sunat toaca, au făcut ritualul ăsta, au venit apărătorii lor și a gonit pe Da. Ilie, Da, deci ei pleacă acum mântuitor. afară. Pleacă acum afară și este un fel de cișmea, știi, de apă, știi, cu un fel de pompă, ceva ca de lemn, știi, și cu o roată. Și scoate apă, mă, și-și leapă de toate hainele, de afară e frig, e ger. Și ei se spală su roșii la piele. Se spală, știi, și schimbă veșmintele. Un fundul gol, mă scuza, și numai niște cămăși aspre de pânză, știi? Și-au lepădat toate hainele acelea și le-au dat foc. Păi de ce dacă venise Duhul Sfânt? Păi da, cred că le-a sugerat Duhul Da, Sfânt să le-a facă spus că asta. alea erau murdare, Da, ceva. dar erau atinse, da. Și deci fac același lucru și cu așternuturile lor. Cum sunt, deci pe toate le scoși, le dă foc și iau altele. Culmea că de câte ori vine asta, așa fac. Da. Deci ei sunt Cred că până la final au rămas în fundul gol, că nu, de unde atâtea haine, dacă tot le aruncau și le-au prins. îi susțin comunitățile din A. prejur pentru că consideră că instalarea unei micromănăstiri aici, știi, E benefic salvează, da, pentru e benefică, comunitate. da. Apropo, la pentru comunitate, ce au făcut? În Benefic. anii. Care e beneficitatea comunității din această? Au curățat locul de fantomă. Da? Da. La un moment dat, cum să spun, au început să se îmbolnăvească călugării. Da. Pentru că azi lipsă de energie, mâine lipsă de energie și toți erau tineri, înțelegi, starețul era bătrân. Dar știi tu ce se întâmplă în comunitățile de bărbați, da? S-a întâmplat și Așa, asta? bă, sigur, dar ei de-aia i-a ales pe sprânceană, toți unul și unul, știi? Tineri. Și na, ăsta este Starul, punct. starețul era bătrân? Era pofticios. Dar era bătrân, Cris? Sau era tot tânăr ca ei? Ei, să fi avut un corpul fizic vreo 70 de ani, dar așa roșcovan la față și trăie bine lucios, știi? Adică e Și avea ținut și în... pofte, mai avea cu ăștia? Da. Avea. Deci făcea față acolo, era bine pentru el. Ce lăcaș sfânt? Păi asta este Cristina. legătura dintre ăla și ălalt. Da. Prin ăștia, da? Și acum o să sară gurile rele care o să se uite și o să zică că de fapt sufletul omului păcătos, da? Da, Da, omul. dar cine îl supune la asemenea tensiuni, da? Uite, să se uite ăia care zic așa. Haideți să spun că de unde proveneau băieții, că Da. m-a frapat și pe mine chestia asta. Eu nu cred că vine nimeni de bunăvoie, da? A? Deci din pușcăria și minori, delinvenți minori erau. Deci erau lași aduși, știi? Reciclați în societate. Sfințiți. I-a sfințit până au omorât, i-a omorât. Da. Deci au murit ăștia de tineri, Cristă? Da. De exemplu, sub casa vecinei lor, așa, acolo, de așa la o adâncime cam de 100 și ceva de metri, deci văd niște galbeni. E o comoară, deci, comoară de pe timpul dacilor. Și sper să nu vadă sesiunea să apuce să-și dorme casa. Așa și... Deci, tu știi cum este păzită de niște spirite albastre, Da. așa fumuroase, știi, albastru gri, așa, sunt scârnați cu spirite rele. În fine, deci, adică vreau să spun că fiecare loc are povestea lui. Acum, hai să găsim legătura, da? Legătura dintre un neam de a anei, știi, asta Da. vreau să văd, și ceea ce s-a întâmplat din tot ce am istorisit până la urmă. Da. Deci, ca și moștenire terestră, casa este de la bunică, da?
Practic, casa și locul este de la bunică, da? Da. Ei bine, bunica a fost femeia lui Fantomă. Da? Da, În asta e. viața aceea? Da, frumoasa aia. Da, frumoasă, Frumoasa care am zis eu aha. că de asta, știi că miroase, da, era greu. Deci a Deci fost asta le... fiica Deci, da, lui deci, ei. da. De asta s-a... Ia să o chemăm acum încoace și să... Că putem să... Avem linie, e rudă cu Da, el. da, da, Așa, știi că asta răspundea numai ce vroia el. da. Da. Așa. Venit? A venit, dar stă cu ochii închiși. Nu-și mai amintești sau pe unde o fi. Deci este în picioare, ca și cum ar fi o moartă în secretă verticală. Da. Are ochii închiși, dar vorbește. Da. Da. Hai să vedem. Spune că datorită ei s-au întâmplat lucrurile de deasupra, că asta e moștenirea ei, știi? Da. I-am spus, dacă este moștenirea ta, zic, lasă oamenii ăștia să trăiască în pace, da? Zic, tu ai Și ei fost, oricum nu-ți mai da, trebuie. Ce-ți mai trebuie? da și spune că știe că nimica n-are valoare dincolo. Da, așa. Spune, nici ce bun și nici ce rău, spune, cum ai dau tot rău, știi? Și spun atunci, dezleagă orice ai legat prin cuvinte, acte, promisiuni, înțelegeri, da? Între voi, ființele, părțile subliminale, dezleagă acum și definitiv și lasă oamenii ăștia să trăiască, pentru că dacă tu dezlegi Toată această. ceea ce așa, totul, zic, totul se luminează. Dezleagă să aibă spor și ei să termine de pus acoperișul, Da. să termine de făcut Și să toate ducă o astea viață și să liniștită. ducă o viață liniștită și zice, cum n-am dus eu, știi? Și zic, nu contează dacă ai dus sau nu, zic, n-au Da. fost ei vinovați. Exact. Așa, și spune, bun, dezleg, știi? Deci este ca și cum e la jocul ăla de copii, când pui mâinile una peste alta și se rupe și este o flamă, s-a Da. făcut, știi? Și fiecare treaba lui și ea a plecat pe un portar, a zis că nu vrea să mai stea. Ok, să O ducă să. amenință. Acum Ceva. că e ceva, Ceva. cineva, da. Hai să-i transmitem informație și bunici. Să-i transmită Ana, Maria Și și Valentin. că, da. Acum să pună scrisoare de intenție Da. către arhimandrit, către călugări, Da. bieții călugări. A murit pe capete, au murit. Dar era șmecher și aducea alte fetițe. Alte, da. Da, îi înlocuia, știi? Da. Cred că treaba s-a împuțit, mă scuzați. Așa, în momentul când comunitatea a înțeles ceva din asta. Da, că ceva se Deci, întâmplă știi că dubios. la, da, a scăpat de dracu și l-a găsit pe taxul, știi, Da. anuleză. Știi, cam Da. așa s-a... Bun. Trebuia să existe oarece legătură. N-aveau cum să fie toate astea aduse aici și să fi fost, știi? Să veni bătrâna asta sau ei să-și fi Da. luat casa asta și să fi trăit. Da. Ceva, o karmă trebuia să fie, da? O linie karmatică. Da. Ok, Chris. Hai să ne uităm la găinile lui Maria, Da. care le stropește cu aghiazm. Să vorbim cu spiritele găinilor, Da, da? da. Măi, tu știi ce spirite frumoase și Da. luminoase. Da, mă, sunt ființe de sacrificiu ele, Da, da. mai. Știi, adică ființe, cum să spun, sunt scânteie de lumină care suferă mai mult. Da. Deci ele, când sunt în comunitate, li se înnoată fericelele într-un nod. Da. Îmi pare rău să zic, ca la grești, Da. adică vorbește unul singur prin toți, știi? Și le dau informații, da? Da.
Le pot pricepe, altele nu, da? Îți spus, orientați-vă unde este conștiința voastră. Am dat. Am spus că este abuzele unora, poate încep să moară găinile. Nu le arăt, păi da. Așa, dragele te. Și Așa, la spune că practică. nu, spune că este iubitoare, adică are grijă de el, într-adevăr. Nu le lovește, nu, da. Dar îi zic ea să vedem din punct de vedere ezoteric ce se întâmplă când vă stropește cu aghiazmă, da? Același lucru ca și la om, se de aici, din chakra corona. Dragi, trei chakra, o atâta. Da. De aici e mare, frumoasă chakra, știi? Și deci tot așa, șir de lumină, cum să spun, acolo unde pică și locul și se înalță așa ca niște firișoare, știi? Ca și cum ar forma o țesătură, o pânză de păianjen, mai cu ochiurile mai dese, știi? Și vezi tu, când ele mor, ele nu se duc libere, știi? Când sunt tăiate spre consum, știi? Se duc într-o dimensiune, într-un subnivel de unde se alimentează entități. Și când vin, Cris, în ou, când vin la în pui, în puiul din ou, de unde vin scânteile astea? Tot dintr-o dimensiune specială. Da, sunt responsabil cu așa ceva. Pe rase, cred. Da, cred. Pe rase și dacă spun că și păsările au sub rase domestice, așa de așa și pe dincolo, deci, Tot e da. organizat, da? Da, Ezoteric. foarte, foarte atent organizat, da? Și când vin și când se duc, este organizat, da? Dar ele Ei. au vreo conștiință, să zicem, știu pentru ce vin, că vin să fie sacrificate? Da, pentru că multe n-au fost numai găini. Nu știu Deci. de ce nodul acela, când i-am dat informație și am întrebat, mi-a spus că provin din ele, tot ce este din regnul vegetal și animal sunt săgeți scânteii ale unor ființe mari care s-au împrăștiat în războaie, în timpurile foarte străvechi. Că nu exista, știi, cum să spun, ca niște spirite sparte în bucăți Da, am mari, înțeles. niște ființe uriașe, și spune că nu aveau partea sufletească Nu, era aceste doar ființe. spirit. Era înainte de a fi cu partea sufletească, știi? Da. Și ele acum își fac aceste spirite și fac experiențele așa, da? Prin bucăți. Nu, nu întotdeauna vor să facă. Nu vor, da? Dar fiind prea împrăștiate, sunt prinse în plase, da? Și trimise, manevrate de alte entități responsabile. Spune că în mod normal circuitul lor, știi, al acestor scântei ar fi, dar nu la regnul animal, știi, la regnul vegetal, înțelegi? Adică iar încep cu consumul de carne și mă opresc aici, că e alegerea fiecăruia. Da, Hai, da. hai, trecem mai departe. Așa, deci până la urmă, ce vede Maria aici? Ce se întâmplă când stropește găinile cu aghiazmă? Când le bagă într-o plasă energetică și obligă aceste spirite să se ducă unde vrea ea și entitățile lor. Le ia libertatea, da? Da, Aia care o au. adică, da. Adică nu destul că o ții găină, da? Și este și o scânteie divină acolo, da? Și o exploatezi ouă, pentru că ele au un program, așa, știi, ca să se ouă tot timpul. Știi, găinile, un program, cum să spun, ca o eroare matrixul lor propriu. Deci nu destul că o consumă, o ții în țar și asta. Dacă o iubești, ține-o ca pet pe lângă tine. Ok, Chris.
Acestea fiind spuse, s-a rupt, da? Lanțul karmatic al acestui loc. Da, Mai e nevoie speră. ca... A? Da, vreau ca, scuze, vreau ca mama, Da. Maria, așa, a spus că atunci eu dau pe ala de pe mine. Păi zic, dă-l-ai, Păi, a câta oară, zic, ai făcut Maria? contract cu el, spune nu. Vine numai dacă, ca și cum știi, vine câinele la stână când e șuier, știi? Da, când-i fluieră, Ce? Da, prin așa. rugăciune. Și zic, fii atent că rugăciunea, zic, este, cum să spun, ca și cum ai da contract de folosință a casei tale, da? Și tu ai plecat din casă, da? Și tu stai vagabondă pe străzi, că altfel n-am cum să zic, așa, și altul stă în casa ta și se lăfăie. Zic, Da. ție-ți place treaba asta? Spune, nu, nu mi-ar place. E, să nu-ți placă, zic. Zic, pune scrisoare de intenție la ființa aceea că să nu mai vină, da? Zic, scoarte arhetipul religios din toate structurile tale acum. Zic, fii atent. Pune un program anules de crez. Pune un Da. program de câte ori te rogi să-ți fie greață la stomac. Așa. Iar el să pună un program De câte ori vrea să bea, de câte îi ori vine. vine Da. ideea să bea, a să se gândească când bea și e rău, să-i fie greață la stomac. Au făcut? Da. Acum Cristina să-și facă și ei o împământare, nu? Da. Cu toții să-și facă Toți. împământare, da? Să se sudeze acolo, să facă rădăcini, că e casa lor, da? Și să împrăștie așa, să aducă de la Mama Terra și să pună să fie prosperitate, da? Prosperitate, prin asta se liniștește vegetalul, animalul din prejur, da? Da. Prin aducerea acestei energii, nu numai că ei se descarcă tot timpul și toate rele, toate câmpurile morfice din prejur se curăță, știi? Da. Se descarcă, da? Au rădăcini. Da. Așa. Acum să meargă să-și ia energie, să se energizeze. De la sursa creatoare, iubirii infinite. Da, o să chemăm și băieții că vreau să fac ceva. Știu. Părțile subliminale a băieților și partea subliminală a soțului, chemăm pe toți să meargă toți și inclusiv Ana la sursa infinită de iubire necondiționată. Așa de ușoare devin părțile subliminale pe măsură ce înaintează în sus. Adică, știi, pleci cu o greutate și Da, și ea simți. se decopertează Da, trecând din... pentru că de la un nivel încolo nu mai e corp energetic, știi? Adică ești un fulg de lumină. Exact cum zboară un fulg, o pană din acea frumoasă, un fulg, știi? Și se bate în razele soarelui și ea se îndoaie așa de afară, așa suntem. Da. Mai căzut niște holograme Da. de pe partea subliminală a fratelui. Gata, acum să-și ia lumina. O mască a căzut de pe fața capului, o mască care parcă și-o punea să izola de ceilalți, era proprie și a mamei, știi? Așa, și acum se adună, știi? Să vină prin canalul de abundență benefică. Da, toată lumea. Așa. Și acum o să ne uităm dacă mai există vreo linie genetică de curățat între ei Da. sau ale lor personal. Nu, nu mai există, sunt rupte. Dacă mai sunt informații oriunde Despre despre aceste părți părți, subliminale, da. așa, în vreun document, în vreo. Înregistrare. Da? Arhivă.
Da, și dacă mai sunt puncte și subpuncte energetice prin vreun contract pământesc. Uite, de exemplu, ei au avut la contractul de închiriere a casei două subpuncte. Nu era ceva grav, dar existau acolo. De vânzare, Cris. Nu a casei unde stau ei acum. Ah, unde stau în Care? Italia, zici tu. Da, da, Aha, da. da. Așa. Bun, acum să-și curețe Ana și casa de acolo. Da. Înseamnă ceva risto în limba italiană? Risto? Da. Risto Sau... e jumătate Nu. din ristorante. Eu asta știu, restul nu știu, Nu poate știu, prin așa vreo... parcă... S-aude prin perete. Risto, risto. O Da, voce cine de știe? fe, În dialect. o voce de femeie, știi? Da. Da. Poate ne spune Ana după. Și jur, a zis ceva urât. Da? Da, deci este o femeie și un bărbat. Să le pună un paravan energetic, da? Către ăștia. Nu, să-i înștiințeze că n-are nicio treabă. Să-și vadă de pătrățica lor fiecare. Deci, paravane peste paravane. Eu aș zice să punem o ghilotină. Ai intrat până la urma șansa. Cade, pac! Exact, te-a decapitat. Ce ai căutat, tu știi. Ce te-a pus? Păi, dar nu se mai poate altfel. Ba prin vise, ba prin... Nu Peste mai... tot. Da. Bun. Este Casa Cris. gata. Acum... Acum vreau să fac întregirea terenului. Așa. Înțelegi? Adică să facă o horă, părțile subliminale de o horă de iubire, da? Da. Deci în mijloc, până în margine să se întindă așa. Și să pună iubirea acolo în mijloc, da? Și iubirea să fie singurul stâlp care lucrează aici. Să plece toată ura și invidia semănată din câmpurile morfice altora înspre familia asta. Pentru că ei au numai gânduri bune, da? Da. Cum să spun, să ștergem geamurile afumate ale conștiințelor celorlalți din prejur, punând informații. Informații veritabile. Gata. Acestea fiind spuse, Cristina, noi mulțumim tuturor acestor părți subliminale. Ne despărțim părțile eterice. A mea, de-a ta, de fiecăruia, le curățăm și invităm părțile subliminale să meargă fiecare în corpul ei fizic. Opresc aici înregistrarea.